să vă văd pe toți aici și în primul rând vreau să salut reprezentanții celor trei formațiuni politice care au decis să-și unească eforturile și împreună să obțină deschiderea secțiilor de votare pentru cetățenii noștri aflați la muncă pe teritoriul Federației Ruse. Vreau să salut membrii și simpatizanții Partidului Social Democrat. Vreau să salut membrii și simpatizanții Partidului Regiunilor din Moldova. Vreau să salut membrii și simpatizanții Partidului Mișcării Populare pentru Uniunea Vamală. Faptul că aceste trei formațiuni au decis să iasă împreună la o acțiune de protest și să ceară împreună deschiderea secțiilor de votare pentru cetățenii noștri, demonstrează odată în plus că doar aceste formațiuni politice cu adevărat luptă pentru drepturile omului, pe adevărat luptă pentru apărarea intereselor și drepturilor constituționale ale cetățenilor noștri. Și în primul rând, dreptul la exprimarea voinței, dreptul la vot. Celelalte formațiuni politice, în primul rând formațiunile politice care își au reprezentanții săi în Parlament și în Guvern, fac tot posibilul pentru a îngrădi drepturile cetățenilor noștri de participare la vot. Până la ziua de astăzi, Guvernul nu a luat încă o decizie privind deschiderea secțiilor de votare peste hotare. Și din câte se vede, nici nu-și doresc acest lucru. Este clar că aceste partide înțeleg destul de bine că cetățenii noștri care muncesc pe teritoriul Federației Ruse niciodată nu vor accepta politica antinațională pe care o duc aceștia și niciodată nu vor accepta faptul că dânșii au pus în genunchi Republica Moldova față de clanurile oligarhice și mafiote din țară, precum și în genunchi față de structurile euro-americani. Trebuie să le amintim încă o dată în plus guvernanților că pe teritoriul Federației Ruse muncesc și locuiesc în jur de 750.000 de cetățeni ai țării noastre, ceea ce constituie aproape o treime din numărul total al alegătorilor. Oamenii care zi de zi, lună de lună transferă sute de mii, milioane de dolari în țara noastră. Timp de un an de zile, concetățenii noștri transferă în Republica Moldova în jur de 1 miliard și 500 de milioane de dolari. Doar datorită acestor sume de bani mai există și supraviețuiește țara noastră. Dacă nu ar fi fost cetățenii noștri din Federația Rusă să contribuie cu aceste defalcări în bugetul de stat, Republica Moldova de mult era o țară falimentară. Doar datorită acestora mai existăm și supraviețuim astăzi. Aceasta este încă o dovadă în plus, că anume acești cetățeni au tot dreptul să participe în luarea deciziilor la nivel de stat. Ori alegerile parlamentare constituie acea zi în care cetățenii țării, în care poporul Republicii Moldova trebuie să aleagă viitoarea conducere a țării. Iar pentru o legitimitate deplină a viitorilor deputați din Parlament, trebuie ca în cadrul alegerilor să participe majoritatea populației țării. Vreau să vă anunț că în ultima perioadă, în adresa primului ministru și al guvernului, au fost depuse câteva demersuri prin care am solicitat deschiderea secțiilor de votare pe teritoriul Federației Ruse, aducând calculele și argumentele necesare. Cu regret, atât primul ministru cât și ceilalți miniștri nu au binevoit să răspundă demersurilor noastre. Totodată vreau să vă informez că pe parcursul ultimei luni din Federația Rusă au fost trimise sute de scrisori în adresa guvernului, în adresa primului ministru, prin care concetățenii noștri au solicitat deschiderea secțiilor de votare.
Iată aici am câteva copii la aceste scrisori. Vreau să vă spun că pentru a ne asigura ca primul ministru să nu spună că nu au fost emise scrisori, noi am primit copiile scrisorilor dovada că aceste scrisori au fost trimise drept scrisori recomandate. Prin urmare, nici primul ministru, nici alți membri ai cabinetului de ministri nu pot să mai spună că cetățenii țării noastre nu au întreprins careva acțiuni pentru a informa autoritățile privind necesitatea deschiderii secțiilor de votare și locul aflării compacte a concetățenilor noștri pe teritoriul Federației Ruși. Astăzi trebuie să fie o zi de solidarizare a noastră a tuturor față de moldovenii aflați pe teritoriul Federației Ruși, pentru că suntem obligați să le apărăm drepturile lor constituționale și să le asigurăm posibilitatea ca dânșii în data de 30 noiembrie să poată să-și exercite dreptul la vot. Pentru a împrospăta un pic memoria domnului prim-ministru, vă îndemn să mă susțineți pe mine și să-i amintim că este necesar de a deschide peste votare secții de votare. Peste hotare, secții de votare! Peste hotare, secții de votare! Peste hotare, secții de votare! Peste hotare, secții de votare!